Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Poate că vă interesează, vă întrebați ce va fi în viitor, la ce vă puteți aștepta până la sfârșitul anului, așadar o citire mai particularizată, mai specială până la sfârșitul anului, ce ar putea fi. Și ca să fie și puțin mai particularizată, citirea am să o fac și în două variante, așadar este o citire care poate dezvălui lucruri interesante despre viitor, despre următoarele luni, lună de lună chiar am să așez cărțile pentru fiecare variantă, modalitatea de a dezvălui lună de lună la ce v-ați putea aștepta, care ar putea fi energiile importante în planurile importante. Așadar, haideți să vedem varianta 1 sau varianta 2. Am să încep cu varianta numărul 1. Ce se poate întâmpla în fiecare lună, începând cu această lună care este în curs deja. Așadar, haideți să vedem lună de lună la ce vă puteți aștepta, care sunt energiile. La această variantă să știți că poate fi o lună, o perioadă până la sfârșitul anului de succes. Este foarte important pentru voi în perioada următoare, poate și drumurile, acțiunile proprii, inițiativele care le aveți. Foarte posibil să apară o schimbare, o mutare, un drum lung, o reușită care ține de societate sau într-un grup de prieteni. Veți avea un succes prin niște prieteni. Puteți avea o afacere de succes, să știți, deci puteți fi învingători. Dacă până acum n-ați avut prea mult succes, nu v-a mers prea bine, să știți că până la sfârșitul anului apar niște situații foarte favorabile, apar niște schimbări, dar aceste schimbări vin și datorită vouă, unei ambiții, unei determinări, unei strategii, unei hotărâri, unei inițiative, dar și datorită poate unui anturaj. Deci că se gândesc la voi prietenii. Puteți avea prieteni buni, familie bună sau chiar apare poate vreun eveniment, ceva important pentru voi. Haideți să vedem, lună de lună, așadar, cum va fi până la sfârșitul anului. Într-adevăr, va fi un an special, să știți. La această variantă așteptați-vă la evenimente, la întâlniri, la popularitate. Veți afla secrete, veți face schimbări, veți învăța, văd aici, veți lua niște hotărâri, veți avea popularitate. N-ar fi exclus să apară și o căsătorie sau în relația de cuplu lucrurile să devină mai serioase. Și totodată și mai independenți veți fi unul față de altul, unul, fiecare are propria sa independență, afacere, popularitate, ca și cuplu, păreți un cuplu serios, se poate oficializa relația, dar și separați puteți fi fiecare cu un business propriu, cu o afacere propriu, cu o popularitate, cu un succes în mass media sau într-un grup. Puteți să vă înscrieți poate în politică, sau intrați în modă, sau intrați în vreun business, în vreo organizație, în vreo asociație. Deci să știți că aici, la această variantă, sunteți pe cai mari. De aceea și a apărut acea călătorie, acel drum, acest anturaj, acești prieteni, puteți să faceți noi prieteni. În luna ianuarie, păreți că ați fost într-o situație favorabilă, în care ați primit ajutor sau ați oferit ajutor. Ați strălucit, v-ați pus în valoare un talent. Cineva v-a făcut poate și o favoare sau ați făcut voi o favoare. În luna februarie ați făcut poate o schimbare sau v-ați reinventat, v-ați refăcut ceva, poate a apărut și o ruptură, o schimbare, cum ar veni să o mutare, o separare, poate și un doliu prin care ați trecut unele dintre voi, unii dintre voi. În luna martie, în schimb, au venit niște idei, v-au venit niște idei, niște soluții. Ați avut niște inițiative sau ați fost mai creativ, au venit niște reușite, poate pe surpriză v-a venit și vreo idee. Ori ați cunoscut pe cineva pe surpriză care a rămas impresionat de voi.
Să știți că la voi, așadar, pare că va fi un an bun. În aprilie, văd că ați avut la fel o lună bună, o lună în care ați avut revelații, în care ați meditat, în care ați găsit soluții, în care ați rezolvat niște probleme. În luna mai, să știți că puteți fi într-un succes, ca doamne mai ales, sau o doamnă va juca un rol important pentru voi. Deci puteți fi într-un succes, într-o reușită, poate și legat de o afacere, poate legat și de o popularitate, de un business, de condiția voastră de femeie, păreți într-o poziție respectabilă, păreți mai respectate, mai apreciate, mai admirate. În luna iunie, în schimb, puteți avea parte de o oarecare doză de gelozie. Cineva va deveni gelos. Deci veți descoperi că aveți un dușman, pe cineva gelos, cineva care n-are pace, n-are liniște, pentru că voi aveți un succes, o reușită. În luna iulie veți avea reușită, realizare care ține poate și de studii, de o hotărâre judecătorească, de un contract, de un parteneriat, de o spiritualitate de credință sau o relație mai serioasă cu partenerul chiar. Puteți cunoaște o persoană foarte importantă sau ajunge voi într-o poziție importantă. Aici, lua un premiu, lua un examen, puteți avea succes. În luna august poate apărea chiar o petrecere, o nuntă, o revedere cu cineva drag. Căsătorie chiar. N-ar fi exclus, apare și o căsătorie, apare un eveniment important, o prietenie, o susținere. În luna septembrie vă puteți chiar îndrăgosti sau faceți ce vă place, veți fi creativi, inventivi, aveți o noutate, o schimbare, un noroc. În luna octombrie veți avea reușită realizare, vești, contracte, acte, succes, călătorii în străinătate, vești de afaceri. În luna noiembrie veți avea poate o dragoste, o aniversare, o întâlnire și o neliniște, poate, o clarificare de făcut într-o relație. În luna decembrie veți afla secrete. Cineva vă va oferi un serviciu, dar aici, în luna decembrie, trebuie cumva să fiți atenți ce cui spuneți sau ce aflați, pentru că e foarte important, poate, ce veți afla. Ceva vă va pune pe gânduri. Deci aș putea să spun că voi sunteți într-o poziție în acest an de persoană importantă, de persoană care puteți oferi sprijin ajutor sau veți primi sprijin ajutor. Legat de bani, de câștiguri, să știți că vă pot veni și moșteniri, vă pot veni drepturile voastre care le aveți, dar s-ar putea să faceți și niște schimbări. De profesie, de carieră, cumva găsiți alte surse de venit, vă reinventați, aș putea să spun. Pentru surprize, să știți că surprizele sunt cum vi le gândiți voi, cum le planificați, o să vă surprindă și voi ce idei vă vin, ce soluții, ce miracole puteți crea chiar voi cu gândurile voastre. Pentru relațiile de familie, de prieteni, mai ales legate de mamă, să știți că veți avea niște revelații, veți afla niște adevăruri, veți primi sprijin, veți mai învăța câte ceva. Vă veți găsi, deci cumva voi vă inventați banii, să zic așa, banii cumva voi inventați sau aveți suficienți bani încât să aveți bătrâne liniștite. Liniștiți, o doamnă poate chiar joacă un rol important, dar pe profesie, carieră, să știți, sau pentru faptul cum arătați voi, felul în care arătați voi, să știți că aveți și gelozie. Deci veți strâni gelozia cuiva. Nu știu neapărat dacă la partenerul nu pare partenerul, poate mai degrabă vreun fos sau vreun frustrat că nu poate ajunge la struguri, cum se spune, bucabulta care nu ajunge la struguri. Pentru relația de cuplu am spus că puteți, fie veți cunoaște un partener foarte serios, un domn din lumea bună, văd aici, un domn important care poate fi un șef într-o instituție, poate fi un afacerist important, poate fi un bărbat cu studii superioare, universitare, postuniversitare, deci nu o oarecare persoană, poate fi un lider, un bărbat de lume, un bărbat galant, un bărbat cu care puteți ieși în lumea bună, de aceea poate și joacă un rol important socializarea pentru voi, pentru că puteți participa la niște evenimente extraordinare prin intermediul prietenilor sau acestui partener. Să-l veți cunoaște partenerul cu ocazia unor astfel de evenimente.
Legat de drumuri, de călătorii, iubitul va juca un rol important sau vă duce acolo unde vă place. Deci nu veți face călătorii dacă nu aveți chef cum ar veni, ci numai ce vă vine pe suflet, ce vă merge la suflet și posibil și datorită prietenului iubitului vostru să faceți călătorii, să-l vedeți, să vă întâlniți sau pentru că vă invită el să ieșiți, să plecați, să faceți drumuri. Legat de servicii, am zis, aveți gelozie invită, dar aveți și noutăți, aveți și succes, aveți și contract, aveți și prosperitate, aveți ce vă trebuie, chiar vă poate veni ceva extra să lucrați sau apar prieteni noi, apar propuneri noi, inițiative noi, sprijin, popularitate și veți afla și secrete. Voi veți afla din timp, să zic așa, ba, deci datorită faptului că vă sunteți o persoană intuitivă, isteață, inteligentă, logică, dar și pentru că cineva totuși vă face un serviciu și vă spune ceva, vă transmite ceva când aveți o problemă de rezolvat, cum ar veni, sau chiar își dorește să vă ajute să vă rezolve, să vă rezolvați problemele. Deci aș putea să spun că, da, într-adevăr, în luna februarie poate că ați descoperit, ați avut niște neplăceri legate de niște invidii, de niște de o falsă prietenie, de o trădare. Deci cumva aici a apărut o schimbare. Ori v-ați pierdut o prietenă, v-ați rupt de o prietenă, ați aflat de dispariția unei prietene chiar care a venit în urma unei trădări. Cumva ați suferit poate o pagubă, o neplăcere și din cauza unei trădări, unei persoane care n-a fost sinceră față de voi sau a fost un aranjament ca să vă facă pe voi să pierdeți ceva, dar nu v-a afectat. Dimpotrivă, voi v-ați reinventat, doar că v-a pus poate pe gânduri că nu mai puteți avea încredere. Gelozia asta care este de un escroc, într-adevăr poate de vulpea care nu ajunge la struguri, poate fi și cineva de la servici care nu poate să profite de pe urma voastră. Asta poate ține și de luna iunie care poate apărea această persoană. Deci este foarte supărat, preocupat, deci încearcă el să creeze niște probleme pentru că el vrea să stoarcă ceva, vrea să obțină ceva. Și pentru că nu poate devine agitat sau încearcă chiar să vă urmărească, să vă hărțuiască, să vă agite pe voi, dar nu îi vor ieși planurile. Și să știți că aflați vești, ce aflați voi până la sfârșitul anului, s-ar putea să aflați un secret, secretul că cineva vrea să facă, poate chiar să s-ar putea până la sfârșitul anului să primiți cer din căsătorie sau să aflați de cineva din familie care s-a căsătorit sau se căsătorește. Deci e posibil evenimentele astea ale voastre care țin de acest an să fie de propria voastră căsătorie logodnă, fie de cineva din familie care se căsătorește, se logodește, cineva din rude, aflați acest secret și vă invită, poate să fiți nași, să fiți soră de mireasă, frate de genere, acum depinde acest gen de situație. Într-adevăr că vă vor bucura, deci evenimentele de familie, de prieteni, de socializare, în societate, toate acestea vor juca lună de lună pentru voi. Deci este o lună în continuu, vin pentru voi oportunități vești. Într-adevăr, din nou, mai pun o carte ca și concluzie și tot așa mi iese. Deci prietenii, societatea, familia, toate aceste evenimente pentru voi vă duce parcă pas cu pas mai aproape de reușită. Da? Deci nu aveți decât două cărți puțin negative care vă încurcă luna iunie și luna februarie, care deja a trecut, între vă țin de bani și de servici sau pe sănătate vă poate afecta și sănătatea, starea de spirit, pentru că vă ține așa într-o tensiune, într-un dezechilibru, într-o neliniște, dar o clarificați pentru că văd că sunteți și persoane care gândiți, vă calmați, aveți sprijin, cereți sprijin și veți primi chiar din pe haina statului sau va apărea pentru voi cineva foarte important și se curăță aceste energii. Cumva nu vor mai avea puterea asupra voastră pentru că veți fi sub protecția aceasta divină a credinței, a familiei, a prietenilor și a unei persoane sau unei instituții importante care pentru voi văd aici că va aduce stabilitate, succes. Deci, să știți, așteptați-vă la schimbări pozitive. Haideți să vedem și pentru varianta numărul 2. Ce va fi în viitor? Ce dezvăluie viitorul? O citire intuitivă, așadar și pentru varianta numărul 2, pentru următoarele luni, ce se poate întâmpla până la sfârșitul anului?
Ei, dragile mele, vă vor pune pe gânduri niște discuții care țin de bani. Acum sunt niște speculații, pot fi și niște cu riscuri, cum ar veni, riscuri de a pierde, de a investi în ceva care să nu meargă foarte bine. Sau ai de-a face cu cineva care e mai riscă, să zic așa, riscă în relația cu tine. Sau tu ai o ceartă, ceva care te va trista foarte mult la un moment dat. Ești deja poate într-o ceartă și asta te întristează. Văd că te întristează, te preocupă banii, poate, investițiile, jobul. Ceva te preocupă. Da, te poate preocupa, e cu risc puțin, într-adevăr, la această variantă. Chiar e cu risc, poate și datorită partenerului. Că ori ești singură și te simți cumva într-un risc, pentru că ești unde ești tu, ești într-o energia unor persoane care poate sunt mai egoiste, mai perverse, mai cu o mentalitate puțin mai habotnică, învechită, misogină, văd aici cumva și cum să zic, o întârziere care ți-o provoacă, un sabotaj poate fi, sau poate fi și criticile cuiva, adică nu-i de acord cu tine. Da, aici pot fi astfel de situații și o boală poate chiar apare, deci te frânează ceva și din cauza unei probleme de sănătate. Pot apărea pe surpriză pentru tine neînțelegeri, poate, în niște rivalități, aș putea să spun. Ele pot ține și legate de o relație, lipsa unei relații sau din cauza unei relații. Văd aici că un copil joacă un rol important pentru voi. Orică voi vă doriți un copil, orică sunteți totuși naive într-o situație. Și de aici apar niște situații că voi încă mai sperați la ceva sau credeți că toată lumea e ca voi sau vă faceți iluzii în ceva și cumva de aici apar întârzierile, cumva poate să fie și un propriu sabotaj, că trebuie să schimbi puțin o mentalitate. Să nu-ți faci iluzii, să nu visezi, cum se spune în popor, cai verzi pe pereți, ci să visezi lucruri realiste, să te întinzi cât îți e plapuma, pentru că poate fi o perioadă reușită, dar cu o străduință, văd aici, cu atitudine corectă, cu o atitudine demnă aici. Trebuie să faci, să iei niște hotărâri în această perioadă, în lunile care urmează. În ianuarie poate că ai făcut o schimbare, ai avut o noutate, ori ai început ceva nou, ori un job, un serviciu, o relație, ți-ai schimbat ceva în atitudinea ta, în locul tău, dar asta cumva a adus puțin poate și o bârfă, o gelozie, cineva care a încercat, mai călcat pe cineva pe coadă, să zic așa. În luna februarie văd că a jucat un rol important, ai jucat un rol important chiar tu, poate că o relație, poate că ai fost cerută în căsătorie sau poate că ți-ai dorit mai mult să te pui în evidență pe tine, să te înnoi cu ceva, ți-ai schimbat locul, ți-ai îmbunătățit ceva la sănătate, la frumusețe. Tu, ca persoană sau o femeie, a jucat un rol foarte important pentru luna februarie. Luna martie a venit poate și cu ceva neașteptat, cu o clarificare pe o relație sau legat de o sănătate a cuiva, de egoismul cuiva, de împăcarea, iertarea cu cineva. În luna martie, în luna aprilie a fost poate o logodnă, o întâlnire, o revedere, o petrecere în familie sau o clarificare poate chiar în relația de cuplu, cât și cu părinții, cu mama, în relațiile între părinți. În luna aprilie poate că a venit o schimbare pentru voi, a venit cu ceva neprevăzut sau o reinventare și la voi, cumva v-ați reinventat și voi, v-ați retrezit la viață, ceva cumva v-a împins să vă retrăziți la viață sau v-a conștientizat cu ceva. Orică ați trecut printr-o neplăcere și asta a trebuit cumva să vă treziți dintr-o visare, dintr-o iluzie, ori ați avut de suferit ceva și asta, iar la fel a venit cu o trezire. V-ați dat seama cine vă sunt prieteni, cine vă sunt dușmanii. V-ați dat seama poate că sănătatea, viața este cu risc pe sănătate sau din cauza unor relații.
Poate a ținut într-adevăr și de ce se mai întâmplă pe societate, aici văd de haină militară, de abuzurile care se fac, poate și legate de cineva care are secrete. Ați descoperit în luna iunie, să știți, asta e luna mai. Deci în luna mai trebuie să vă reinventați, trebuie să vă retrăziți la viață. Pentru că poate veni cu o schimbare bruscă, care dacă nu te trezești la timp, te trezește altceva la timp, te trezește ceva cum ar veni. O nedreptate, o ceartă, o supărare, un dezechilibru, o rupere a unei relații. Aici pot să apară și o despărțire, să apară o separare, o neînțelegere, o mutare. Poți primi și o moștenire. Poți obține și o moștenire sau poate drepturile de divorț aici, pentru că aici la voi să știți că de aceea poate apare în această variantă, apare și această clarificare care ține de o relație. Ori te desparți, ori te împaci, dar poate să fie ceartă și împăcare, adică să o mai lălăi, dar depinde foarte mult aici și de planul personal, văd și dacă există la mijloc un copil și dacă există dorința celelalte persoane să îmbunătățească ceva, pentru că totuși văd că sunt și niște secrete. Și mai este și o altă persoană, poate, care intervine, nu neapărat care nu văd nicio trădare, cât văd, poate, intervenția, se mai bagă vreo rudă în discuții, influențează relația de cuplu, să spunem așa. Deci, în luna iunie poate apărea, luna aceasta poate apărea o schimbare, care poate fi mai mult sau mai puțin dorită, în funcție și de planul personal. În luna iunie poate apărea o întârziere, afli secrete, pot apărea niște chestiuni care trebuie să poate țin rezolvate, ce țin și de o haină militară. În luna iulie va trebui să te zbați pentru ce îți dorești, pentru că s-ar putea să ai de-a face cu o persoană perversă, vicleană, poate ține chiar de un partener. În luna august, în schimb, apare dragostea, poate apărea o nouă iubire sau va juca un rol important iubirea. Pe cine iubești, ce iubești, va juca un rol foarte important. În luna septembrie vei avea parte și de lucruri de care să te mândrești, de drumuri, de succes, dar vei avea parte și de rivalități. Te vei lupta puțin cu, să zic așa, cu orgoliu, propriul orgoliu sau orgoliu cuiva, mândria cuiva, vanitatea cuiva. În luna octombrie vei avea contracte, acte, scrisori, creativitate ceva, care să-ți, deci cumva se scrie ceva despre tine sau despre, vei scrie ceva, pot apărea și schimbări care țin de legi, care țin de drumuri, care țin de servicii. Pot ține și de a avea o altă funcție sau de a avea, a te muta cu serviciul în altă parte sau de a, pot veni și creșteri salariale, pot ține și de a apara noi responsabilități. Cu prietenii va trebui să fii prudentă, prudent, deci, pentru că nu prea ai mulți prieteni, par prietenii orică sunt fățarnici, orică sunt prea orgolioși, prea mândri, prea secretoși, ori sunt lipsesc. Poți pierde prietenia cu cineva, fie că nu este sinceră, fie că e mai egoistă, pleacă, se mută, trece și persoana respectivă printr-o problemă, încă nu mai are timp de prietenia ta, de întâlniri cu tine, să te mai ajute și pe tine. Deci, cumva, este aici, la această variantă, este o perioadă în care trebuie să te bazezi pe tine, de aceea trebuie această trezire. Să nu fii naiv, să nu fii copil, să nu aștepți ca cineva să-ți rezolve problemele, indiferent prin ce probleme treci, trebuie cumva să-ți fii mai responsabilă, mai responsabil, mai asumat, pentru că și să nu dai vina cum ar veni nici pe vreme, nici pe nimeni, pentru că tu ești responsabil de propria ta viață, de propria ta acțiune, chiar dacă în jurul tău se întâmplă anumite lucruri sau sunt persoane care nu sunt favorabile, nu gândesc ca tine, tu ai totuși acest liber arbitru să faci ce vrei, să fii cine vrei, trebuie într-adevăr doar să te străduiești, că nu vine nimic de-a gata. Aș putea să spun la această variantă, nu aveți terenul propice încât să vină totul de-a gata.
Deci la voi aici trebuie să desțeleniți cum ar veni, trebuie să vă străduiți, trebuie să plecați, să vă mutați. Deci dacă vreți să aveți mai o cale mai ușoară, o viață mai ușoară, mai bună, lucruri mai frumoase, trebuie să faceți o schimbare, să vă reinventați. Nu ușor, poate mai și studiindo-vă de aici, cerând părerea, sfatul unei persoane competente, haine de stat sau unui profesor, unui mentor, unui medic, că văd că și sănătatea poate să-ți aducă niște probleme. Pe surpriză să te trezești că ai o boală cronică care recidivează sau să apară ceva nou. Pentru că ești o persoană sensibilă, sufletistă, pui prea mult suflet în ceva și te poate afecta. Că nu toată lumea se va gândi la sufletul tău, la rănile care ți le creează prin ceea ce fac. Pot să le facă conștient sau pot să le facă ca așa le e felul. Aici poți avea de-a face și cu, văd că poți să pui la sfârșit și zvonurile. Faptul că cineva bârfește pe cineva și tu pui la suflete, te amărăște, te supără sau că vorbește despre tine sau că nu ai prieteni, iară te amărăște. Deci cumva ai niște sensibilități pe care până la sfârșitul anului trebuie să ți le clarifici și să ți le schimbi. Le poți schimba, văd că credința va juca un rol important până la sfârșitul anului. O haină de stat. Poți avea succes, sprijin printr-o instituție, printr-o haină de stat, dar nu de la sine vin, nimic nu vine de la sine, totul vine prin hotărârile astea, prin determinarea asta, prin schimbarea asta, reinventarea asta, că dacă stai să-ți plângi de milă, mai rău te duci din rău mai rău. Pentru că în jurul tău sunt și persoane care sunt egoiste, abia așteaptă poate momentul ca să te mai stragă un șut în fund, cum se spune, sau chiar ele te vor săpa ca să poată să-ți ia locul, se bucură că ce bine că i-a murit capra vecinului ca să pot să-mi țin eu capra mea acolo, ceva de genul. Aici pot să fie și astfel de situații. Un copil va juca un rol important. Acum, orică aveți copii, orică poate vă gândiți să faceți un copil, orică voi trebuie să vă păstrați puritatea de copil, dar totodată să aveți și o atitudine de adult responsabil. Deci, dragostea nu vă va lipsi, dar nici nu vă va aduce multe satisfacții decât dacă vă veți bate pentru dragoste. Pentru că văd că la voi, pe surpriză, totuși puteți avea dezamăgiri. Așa cum tot pe surpriză poți să aveți și ai și clarificări. Dar va trebui chiar să te clarifici, adică cum ar veni, s-ar putea să ai de-a face cu un partener care a zis că, mă, că ți se pare ție și tu va trebui totuși să mai readuci în discuție până când îl convingi să discute lucrul respectiv pe care tu îl simți că trebuie discutat. Că el s-ar putea să n-aibă chef, să nu te creadă, să nu-i pese sau cine știe ce altceva. Aici văd că totuși depinde de relație, o chestie până la urmă și karma, aș putea să spun aici, ține și de karma. Da, deci în luna noiembrie te vor deranja niște zvonuri, drumuri sau drumuri, va trebui să faci niște drumuri pentru a-ți schimba niște situații. Drumurile poți face drumuri în natură, călătorii de vizite, pentru petrecere, dar vei avea și niște șicane, obstacole, critici pentru drumurile tale, pentru ieșirile tale. Aici știți cum îmi simt așa o energie ca și cum ai putea fi criticată la un moment dat că țara arde și baba se piaptănă sau tu n-ai bani să îți rezolvi anumite probleme și te-ai găsit acum să pleci în vacanță, știi? Ceva de genul. Da? Sau de ce te duci tu să ai grijă de nu știu cine care are problemă, că și tu ai niște probleme, rezolvele ți-le întâi. Deci poți primi critici. Deci poți avea de-a face cu persoane care te critică pentru că n-au ce face sau pur și simplu sunt ele mereu gică contra. Da, aici cumva văd așa. Într-adevăr, trebuie să gândești. Deci în luna martie poți face, ai avut poate o clarificare pe sănătate sau într-o relație, te-a pus pe gânduri ceva, cineva ți-a spus ceva care cumva te-a pus pe gânduri, chiar a avut poate o idee, o inspirație, o noutate, ceva s-a îmbunătățit, o împăcare, o iertare. În luna mai, luna aceasta, poate ține de un dezechilibru al cuiva într-o relație, te dezamăgește cineva, ori e bolnav partenerul, ori tu. Tu ai o dezamăgire, cumva și pentru că exagerezi, ai pretenții de la cine nu merită. Sau te întristezi pentru cine nu merită, te superi pentru ce nu se merită, dai importanță prea mare la lucruri care nu se merită. În aprilie, totuși, atenție pe profesie, carieră sau atenție pe o persoană încercată cu legea, poți pierde un prieten, aici cineva abuzează puțin de ceva, ori afli de cineva
care va avea probleme cu legea, ar veni o susținere, o protecție, pentru că va avea probleme cu legea, oricineva îți va cauza o greutate, o pierdere, o pagubă, nu mai poți avea încredere, ca fi niște secrete de ceva. Sau poți fi și cu probleme de sănătate în luna iunie. Astea sunt întârzieri, obstacole care țin de profesie, carieră, sănătate. Drumurile, într-adevăr, te neliniștesc pentru că, am zis, ai rivalități, ai niște critici sau nu ai tu suficient, ai nesatisfacție pentru drumurile care le faci, nu ești apreciată pentru eforturile tale. Faci drumuri care poate nu îți aduc bucuriile care ți le doreai sau vor fi cu vremea, vremea ne tulbură, neplăcută. Aici poate ține și de societate, de ce se mai întâmplă. Ai într-adevăr probleme cu partenerul, dacă ai un partener sau cineva din anturajul partenerului, văd aici, sau pentru a avea un partener, tu ai greutăți. Ai greutăți pentru că în preajma ta sunt niște persoane care îți fac șicane, mizerii, te urmăresc, te hărțuiesc, visează ele cu tine o relație. Și de aceea apar aici niște situații în care afli secrete, afli de niște abuzuri, pot fi și niște intrigi. Ca să ajungi tu într-o situație umilitoare, că te consideră un copil, te țin sub un control ca pe un copil, sau vor să te aducă într-o relație, într-un fel abuzivă, într-un fel nedorită, cum ar veni, cineva visează să-și facă poate o relație, o familie sau o afacere, o casă, ceva prin tine. Acum depinde de planul personal, de aici apar pe relații, trebuie să te gândești bine, să găsești soluții. Că văd că tu ești poate și într-o stare de spirit nepotrivită, ești tristă, singură sau dacă n-ai partener, sau te vor deranja niște persoane încât vei pune la suflet, de-aia vei suferi, pentru că tu vrei dragoste și numai dragoste nu primești. Aici mai degrabă vor să te păcălească sau chiar vor să te aducă într-o stare de dușmănie, de ură sau să nu mai ai suflet. Ai pe de-a face cu persoane care poate nu prea au suflet. Vor să te coboare de pe piedestalul tău, cum ar veni. Aici cumva simt o energie ca și cum ai de-a face cu niște persoane care ele sunt mult sub condiția ta, sub nivelul tău, sub aspirațiile tale, sub dorințele tale. Și ele nu e că visează la tine, că visează la mai bine, ci faptul că vor să te coboare pe tine la nivelul lor. Deci ele nu se vor ridica la nivelul tău, adică nu vor încerca să se poarte frumos, manierat, să mai învețe, să mai studieze, să aibă o atitudine, să zic așa, manierată, elegantă, să arate mai bine, să fie mai... Nu, mai degrabă ele vor să te coboare pe tine într-o mizerie, într-o situație, ce ai uitat să vorbești, mai vorbește și tu așa, ce trebuie să vorbești ca la carte, trebuie să vorbești ca la știri, nu? Adică ceva de genul, cum ar veni, ai de-a face cu niște persoane puțin mai necizelate, îți fac mizerii, cu alte cuvinte, sau sunt dușmănoase ca să nu ai o relație, deci nu te văd într-un anturaj aici în jurul pe relații care ți aduce ție dragostea, deci mai degrabă ți-o îngroapă, dragostea ți îngroapă, sufletul ți înnegrește, sufletul îți aduce o boală, îți aduce o neliniște, o tristețe, o dorință de a fugi, cum ar veni, îți vine să fugi, îți vine să te... parcă nu mai ai viață în tine, da, parcă nu mai vrei să mai ai de-a face cu nimeni, deci te aduce în disperarea aia, în situația în care nu mai ai încredere, nu mai vrei, nu mai trebuie, numai pentru că ai de-a face cu persoane într-adevăr perverse, viclene, certate cu legea sau pur și simplu bolnave psihic, pot fi și bolnave puțin de a